Regăsit! Astăzi ne-am întâlnit ca să vă vorbesc despre micuțul acesta, Bioderma Photoderm Cover Touch. Este un SPF mineral 100%, adică conține doar oxid de zinc și dioxid de titan și este colorat, este cu putere mare de acoperire, potrivit pentru ten combinat și gras, zic ei. Spune că matifiază pielea timp de 8 ore, lasă pielea să respire, porii nu sunt blocați, imperfecțiunile sunt reduse zi după zi datorită brevetului fluid activ. Are o cantitate de 40 de grame și trebuie consumat în 6 luni de la data deschiderii. Deci are un termen mult mai scurt decât majoritatea. Nuanța pe care o am eu este clear sau light. Și ca majoritatea SPF-urilor colorate, este un picuț cam închisă. Mai este o nuanță mai închisă. Vă dați seama că este și mai închisă decât aceasta. O să vă arăt imediat cum arată. Fiind mai închisă la culoare, nu o pot purta eu și de asemenea o să fie valabil și pentru persoanele care au tenul deschis și foarte deschis la culoare. Nu poate fi purtat de unul singur pe ten. Trebuie neapărat un SPF incolor sub el. Incolor sau unul care lasă white cast. După cum vedeți, azi port Bariesun 100 de la Uriaj și lasă un pic de white cast, așa că o să fie perfect cu acesta. Eu am aplicat cantitatea corectă din Bariesun, adică 1,25 ml doar pentru față și o să pun o cantitate mică din Bioderma. Pentru un ten un picuț mai închis decât al meu la culoare, se poate pune și jumate-jumate, de exemplu, un 0,7, să zicem, mililitri de SPF fără culoare, și un 0,6-0,7 din acesta colorat, cu pauză între ele de minim 10 minute. Minim 10 minute, mai degrabă aici spre 20, ca să poate să așeze primul strat, să-și creeze filmul protector. Are o consistență, uite dacă se vede, are o consistență, așa, nu foarte groasă, e subțirel. Nu foarte subțire încât să curgă, dar nu e nici așa arată. Nuanța este mai închisă, se vede. Eu pun, îl întind cu degetele. Am primit și un burețel atunci odată cu acest cover touch, dar încă nu l-am desfăcut, după cum se vede, pentru că mă machiez destul de rar. Uite, are o nuanță ușor gălbuie. Și deși nu pare mult, să știți că se întinde. Deși e ușor gălbui, la final arată bine pe ten. Pentru că eu nu pun foarte mult, nu o să aibă cine știe ce acoperire. O să fie o acoperire medie, să zicem. Acoperă, dar nu atât de minunat. Dacă este folosit doar acesta, acoperirea este mai mare. L-am folosit și cu uriaj mineral, care am avut video. Vă las un link în descriere cu acesta și pentru că acela lăsa white cast pronunțat. Deci automat tenul avea
ceva acoperire pe față și cu un pic din acesta. Rezultatul final era unul de machiaj cu acoperire aproape completă. Folosesc degetele pentru că mi se pare mai ușor de împrăștiat. Am tenul un pic dubios acum, că pentru că mi se mai exfoliază prin unele locuri și se agață de pielea exfoliată dacă nu e hidratat cum trebuie. Dar nu foarte vizibil, adică doar dacă mă uit eu de aproape. Încerc să nu-l frec prea mult, ca să nu iau nici din stratul celălalt. Nu are parfum, nu are alte ingrediente irritante, deci este foarte mișto, poate folosit în loc de fond de ten ziua, deci pus o cantitate mică și sunteți mult mai câștigate, că fondurile de ten de obicei conțin ceva irritanți, în special parfum. Și după cum vedeți, lucește un pic și de la SPF-ul celălalt și acesta lasă un film ușor lucios. Depinde și de SPF-ul anterior de pe față. Dar nici acesta nu rămâne mat 100%. Rămâne ușor lucios. Se strânge prin liniile fine un pic. La mine se strânge oricum orice și crema hidratantă se strânge în liniile fine. Așa că nu mă plâng musai de SPF sau de fondete. Știu că se va întâmpla asta. Pun și un SPF colorat întotdeauna pentru că oxizii de fier ajută la protecția împotriva melasmei. Dacă avea și o nuanță mai deschisă ca să pot să-l aplic doar pe el în cantitatea corectă, ar fi fost perfect. Dar așa, mă mulțumesc să-l aplic în loc de fond de ten, să spun. Minte, pentru că are valabilitate redusă, deci trebuie consumat destul de repede. Dacă vă apucați de acesta, trebuie să-l folosiți cam zilnic ca să îl consumați. Cam atât. Minim de machiaj pentru cineva care stă acasă. Îmi place produsul. Trebuie să pun, v-am zis, foarte puțin pentru că e o culoare mai galbenă un pic. Acoperă cât de cât, după cum se vede, nu se vede exagerat de mult melasma. Dacă este pus în strat subțire cum îl pun eu, dacă pui cantitatea corectă, cu siguranță că o să fie acoperire maximă. Scrie rezistent la transfer și la apă. Rezistent la apă, eu zic că este, se dă destul de greu de jos de pe degete, că așa mi dau eu seama. Rezistent la transfer, nu în totalitate, pentru că dacă pun telefonul pe față, de exemplu, se ia din el. Nu ustură ochii de la acesta, pentru că are doar filtre minerale, ceea ce este foarte ok. Dacă vreți să aplicați doar pe acesta, adică vă permite nuanța tenului, trebuie să aplicați o cremă hidratantă înainte, pentru că fiind 100% mineral, este foarte posibil să dea senzația aceea de uscare, să țină pielea. Găsiți în majoritatea farmaciilor unde se vând produse Bioderma. Cam acestea au fost părerile mele despre acest produs. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, subscribe la canal. Vă mai aștept și data viitoare. La revedere!